E o formă de schimbare la față. Noi încă avem bădărani și mitocani și avem încă scursuri din astea rele în jurul nostru, care încă hulesc pe Dumnezeu, neagă pe Dumnezeu, jicnesc pe Dumnezeu, vorbesc la modul execrabil. Eu mă mai uit așa când văd câteodată pe... Hai să vă spun o glumă trăită de mine recent. Este o istorioară în Pateric, cred că e din Lapsa Icon, dacă nu o fi din pilde duhovnicești. Vine diavolul la un călugăr și îi spune așa: nu o să te mai lupt niciodată cu desfânarea, dar am o singură rugăminte. Scoate icoana acestei femei din chilia ta, că nu o suport. Și el zice: asta este mama lui Dumnezeu. Nu știu cine este, eu nu știu despre ea, nu-mi place din fața ei, s-o dai de aici. Și călugărul a zis: lasă-mă un timp, un pic, un timp de gândire. Și după ce a plecat diavolul, el s-a dus la călugărul mai bătrân din... Da, da, da. La călugărul mai bătrân din deal. Și... aici, înainte fusese sfatul ăsta cu diavolul, că a zis: uite, dacă scoți femeia asta din chilie, am să-ți rădic războiul desfrânării până la sfârșit, să nu te mai chinui niciodată. Se consideră, sau e un tipic, aici aș vrea să fiu un pic aspru la capitolul ăsta, toată lumea crede că orice om e curvar și orice femeie e curvă. Ce vezi tu în minte, aia vezi în aproape de tău. Dacă mintea ți-e curată, poți să-l vezi curat, dacă mintea ți-e spurcată, poți să-l vezi spurcat. Noi putem dezbrăca o femeie pe stradă fiind îmbrăcată și cu palton, să o vedem goală când e mintea bolnavă, sau putem să vedem o femeie goală îmbrăcată dacă e mintea sănătoasă și curată, nu e o problemă. Și în general se spune cu unul din războaiele cele mai acute pe care dracu îi place să le bate și să-l spurce: eu, măi, nenorocit asta de desfrânare. Dacă noi am trăit pe pământ numai pentru desfrânare, ne-o pot spune cei căsătoriți care ajung câteodată să zică: hai să o facem, să nu supere nevastă mea sau soțul, zică că nu-l neglijez și nu-l bag în seamă. Dar la câte griji și probleme sunt, exact numai de asta nu țar din tăceasul și în toată clipa, dar cel flămând e cu pâinea în gând, adică când dracu te chinuiești, tu la asta te gândești. Și dracu s-a gândit: băi, cu asta îl câștig eu cel mai fain. Uite, nu o să te mai lupt cu desfânarea. Și că nu, lasă-mă să mă gândesc, eu zic călugărul. Da. Și se duce la bătrânul lui, care avea pustia mai departe, undeva chilia, și îl întreabă: ce, bătrâni, a fost diavolul azi la mine? Ei, și ce ți-o mai spus năstrușnicul, că ăsta e plin de năzdrăvănii? Mi-a zis că se scoate icoana cu Maica Domnului din chilie, că pe el îl enervează femeia asta. Fiule, du-te și la chilie, roagă-te liniștit, lasă-l să vină și spune așa: îți propun un târg. Să-mi spui mie care este motivul pentru care tu nu suporți pe această femeie? Bineînțeles că diavolul nu i-a răspuns și a spus: dacă îți va răspunde, fă semnul crucii că va dispărea. Și atunci e cinstit, dar el e mincinos și nu o să-ți spună niciodată. Și spune așa: uite, diavole, ce m-am gândit. Mai bine mă duc să curvesc cu toată Alexandria. Toate femeile ușoare din Alexandria să fie mele de ea. Pe femeia asta din chilie n-am să o scot. Că având nădejde la ea, am să mă izbăvesc și de păcatele care mi-am făcut. Și o vine dracu a doua zi, subtil: ei, te-ai gândit ce hotărâre ai luat? Ei, drace, ce hotărâre am luat? Mi-a venit un gând foarte năstrușnic. Vreau să mă duc în Alexandria să mă culc cu toate curvile. Dar pe asta nu o scot de aici din chilie. O las aici. Nu, no, ești prea prost, asta nu-i învățătura ta. Trebuie să fii bătrânul ăla din norocii din peșteră, numai el ți-a băgat asta în cap. Și când poți să-mi spui de ce o urăști așa tare? Păi nu, că dacă n-ai ținut cont de sfatul meu, nici n-ar vrea să mai continuăm discuția. Și-o pleca diavolul, pentru că el rămâne veșnic mincinos. Găsesc istorioara asta luată de ăștia, de pe la neoprotestanță, ăștia, sectile astea, cu titlu: Părintele Calistrat își învață ucenicii să roage la Maica Domnului și să curvească. Frate, dacă ești prost și nu știi ce scrie sau vrei desenat ca să înțelegi ce înseamnă o pildă, înseamnă că ești prea pregătit pentru teologie ca să înveți teologie. Pui mâna și învață Tatăl nostru, Îngerașul, Alfabetul, Doamne, Doamne, Ceresc Tată, Îngerul Păzitor, noi pe tine te rugăm, Născătoare, și pe aia putem mai sta de vorbă. Deci și această schimbare la față avem nevoie de ea. Dacă mintea pervertită vrea să le vadă pe toate rele și pe cele bune le înstrâmbă, Solomon o spune.
Iar dacă omul iubitor de Dumnezeu și curat de Dumnezeu vrea să le vadă pe toate bune, pe toate le vede bune. Și am să vă dau iarăși o chestiune de mistică. Se întâlnesc doi mari oameni. Cred că îl chema Sorin Dumitrescu. Și îl întâlnește pe părintele Stăniloae. Ei au scris o carte, se numește 7 dimineți cu părintele Stăniloae, așa e titlul cărții, dar este o colecție de întrebări și răspunsuri. Și vroia să-l arunce oarecum pe părintele Stăniloae într-un sistem subțire de a critica puțin tineretul, adică de a vedea părerea lui despre tineri. Și le ia cu întrebări așa prin învăluire. Părinte, ce părere aveți despre tinerii de astăzi? Una foarte bună. Frumoși, deștepți, înțelepți, luminați, plini de curaj și mai mult că ei sunt viitorul nostru, buni sau răi, noi în ei ne sprijinim. Da, dar zice, când vedem cât păcătuiesc și cât greșesc, ei, în felul lor, își exprimă și ei niște nemulțumiri. Nu judecă. Nu găsește cheia și intră un pic mai adânc. Dar dacă stau așa în parc, îmi văz oamenilor și se îmbrățișează și se sărute, cred că în felul lor se roagă. Și n-a vrut să judece. Da. Deci da, o minte frumos, curată, da. Toate le vede curate. Cam așa ar trebui să vedem noi lucrurile. Dar noi suntem atât de ticăloșiți și atât de neputincioși, încât am face noi trei colibe în care una să stea prostia noastră, părerea noastră personală care este din ea neabdicată, adică tot la Confucius, iară trebuie să-l invoc, cu toate că nu vine din creștinism. Se duce ucenicul la Confucius și a spus, ei maestre spuneau, nu spuneau altfel, maestre, cum cunoști un om prost? Simplu ucenice, nu primește sfatul nimănui, doar părerea lui e bună. Oare așa să fie? Ai dreptate. Așa înțelegeți? Da. Asta este. Da. Deci dacă noi nu vrem să schimbăm ceva din sinele nostru, totul e mizerabil, totul e distrus, totul e stricat. Normal că dacă vezi totul negru, la un moment dat vei fi orb. Da. Noi suntem fiii luminii. Ce spune în Evanghelie? Umblați în lumină că sunteți fii ai luminii, că cel ce umblă în întuneric nu știe unde merge.